Am revenit să vedem acum pentru nativii leu. Vorbeam, Ingrid, despre aceste planete aflate pe grade foarte speciale, critice oarecum, și despre conjuncțiile de mare forță care pe fiecare dintre noi ne impactează într-un fel. Pentru nativii leu, foarte interesant acest Saturn care spunea, vorbeam despre faptul că ne cere să fim preocupați și să depunem ceva efort în zona respectivă, se găsește pe casa parteneriatelor, deci fie a partenerului de viață, fie a parteneriatelor în general. Deci lei sunt un pic inhibați, pentru că Saturn inhibă, de personalitatea foarte puternică a partenerilor, a oamenilor cu care sunt puși oarecum într-o colaborare, dar pe de altă parte aceștia le sunt și mentori, deci au lucruri de învățat, lei trebuie să învețe să se organizeze foarte bine pe parteneriate, sub nicio formă nu au voie să piardă vremea cu oamenii cu care colaborează. Vom vedea nativ lei, care asemeni gemenilor sunt destul de prietenoși și asemeni semnelor de foc, care devin puțin mai inhibați din acest punct de vedere și s-ar putea să ne întrebăm de ce. Din cauza acestui Saturn care pune restricții pe zona parteneriatelor, adică lei nu prea mai colaborează cu oameni, ceea ce e total împotriva firii lor, de aceea sunt și destul de obosiți, dacă nu există și ceva pragmatic în parteneriatul respectiv. Foarte interesant acest lucru, pentru că nu le este foarte confortabil ca și structură sufletească. Ei sunt expansivi, ei vor să comunice cu toată lumea și să se simtă bine și să nu prea au niște interese atât de concrete. Ei, în general, dacă se simt bine cu o persoană, cu prieteni, cunoștințe, amiciții, marșează în zona respectivă și sunt foarte sociabili și prietenoși și servili pe undeva, adică sunt tot timpul la dispoziția celor din jur, mai ales la celor la care țin. În perioada asta îi vedem ușor restricționați cu timpul lor din cauza acestui Saturn care îi obligă să aibă mai mult parteneriate cu oameni cu care au ceva de împărțit, adică au treburi în comun, au lucruri, au treabă, au devenit foarte preocupați de zona aceasta a muncii. Sunt exagerat pentru natura lor și am mai discutat acest aspect din cauza acestui Saturn și a lui Pluton pe casa muncii. Sunt foarte preocupați, au mult de muncă, toată ziua trebăluiesc, toată ziua și de aceea și relaționalul lor cu Saturn în casa 7 mai mult are legătură decât cu, bine, nu cu distracțiile, că nu la asta ne referim, dar nu mai au prietenie, adică să stea de vorbă cu prietenii de dragul discuției. Da, și frustrant este că feedback-ul care face să reverbereze în cel cu profil de leu sau nativ leu, să reverbereze această bucurie, dorință de comunicare, ca o confirmare a bucuriei personale, a faptului că, în general, comunicarea aduce un plus, un plus de orice, inclusiv de valoare, de ce nu, da? Poate o necesitate subconștientă de confirmare, pentru că vrând nevrând orice ființă de pe pământ, de la cățelul pe care îl mângâi, pisoiul, omul, orice ființă are nevoie să se regăsească în ceva, să primească acest feedback de bucurie, când comunicarea este pe bucurie, ca o confirmare a acestui ecou al vieții. Și totuși există, e pur si move și totuși se mișcă, universul se mișcă, relaționăm, funcționăm, despre asta este vorba. Și leul caută toată viața confirmarea, totuși funcționăm într-un parteneriat de orice fel, prietenie, de orice fel, da? Leul are nevoie să știe întotdeauna unde se află, iar acest Saturn vine cumva să-l determine în acolo unde se află, pe casa șaptea, să-l determine pe leu cumva să găsească dovezi ale lumii de dincolo, de comunicare și în tăcere, și în introspecție, și în așezarea concretă a unor idei, a proiectelor. Pentru că, uneori, la un nativ sau cel cu profil leu, prea multă comunicare la propriu îl poate îndepărta de scopurile personale. Și atenție! Că nu toți cei cu care râdeți vă sunt neapărat prieteni. Poate acest Saturn vine să sancționeze greșite interpretări ce au avut loc ieri, într-un ieri mai puțin apropiat și tot așa. E o perioadă, părerea mea, foarte bună de a căuta
această ordine interioară, această așezare a lucrurilor în matcă, reașezarea lucrurilor în matcă. De exemplu, vorbeam mai devreme despre această oglindă astrală dată de conjuncția Jupiter-Neptun. Ea pe undeva se face simțită de ceva vreme, este o perioadă, am tot spus, Neptun în pește aduce transparență, deci oamenii câteodată se miră, de exemplu, de ce anumite persoane nu-ți mai sunt în grații sau... nu știu. Dintr-o dată vezi lucrurile da. Fiind o perioadă atât de transparentă, mai ales pentru cei care se ocupă de zona aceasta spirituală, dar nu numai. Am auzit foarte multe persoane care spun, dom'le, nu mai simt să mă întâlnesc cu nu știu ce prieten. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că transparența lui Neptun în pești arată foarte, foarte rapid adevăratele intenții ale oamenilor. Nativile oricum sunt, merg ca pe coada tigrului, după cum am mai spus, ei fiind acum într-o perioadă destul de dură din punct de vedere al enigmaticului Neptun pe casa Scorpionului, adică dacă leii nu s-au maturizat, atunci cine? Din punct de vedere al confuziilor, iluziilor, dezamăgirilor, și unde este leul cel mai predispus la deziluzie și la dezamăgire? În plan relațional, sigur, că sunt prieten, că sunt colegi, că ești partener de viață, nu contează. Important e că leul face parte dintre zodiile mai credule, mai naive, în ciuda aparențelor lui solare. Lumea face niște comentarii puțin... adică aici nu există loc, în astrologie nu există loc de interpretare. Dacă folosești cuvintele potrivite și știi să faci calcule, n-ai cum să greșești. Pentru că de foarte multe ori există niște clișee care nu sunt adevărate. Leul este o zodie puternică, leul este o zodie solară, leul este impunător. Este o mare diferență între a fi un semn puternic și a fi un semn impunător. Dar nu acum explicăm acest lucru. Deci leii sunt o zodie destul de credulă, destul de naivă pe undeva, iar acest Saturn în casa 7-a parteneriatului și învărsător îi forțează să se maturizeze, adică și cu ajutorul lui Neptun, care a adus niște confuzii și acum le arată leilor exact unde s-au înșelat în privința oamenilor, da? Lei fac niște, renunță la niște prietenii, îi vezi pe lei fiind foarte, ei sunt un pic supărăcioși ca zodie, oricum fiind solari, sigur sunt sufletiști și atunci sunt și supărăcioși, evident, îi vedem supărându-se pe oameni, eliminând persoane din viața lor din cauza acestui Saturn care este într-o prietenie cu Neptun în semnul peștilor, adică Neptun le dă de veste cine nu e în regulă și Saturn taie legătura. Deci cam aici ar fi un aspect de luat în calcul pentru nativile, care nu trebuie să se tulbure pe undeva, este o curățenie pe care eu fac, dar oricum multe zodii fac această triere și nu neapărat că unii sunt buni și unii sunt răi, nu. Pur și simplu, anumite persoane nu mai au aceeași componentă energetică cu alte persoane, dar nu că unii sunt buni și unii sunt răi. Da, chiar mă gândeam la, dacă am putea da un exemplu, oamenii să-și imagineze fiecare leu nativ cu profil de leu ca un soare, deși se, noi așa știm că soarele răsare, strălucește peste, și peste cei buni și peste cei mai puțin buni. Numai că, iată, e o perioadă în care în plan astrologic, în plan individual, uman, personal, cumva acest solarian, acest soare, un individ solarian care strălucește, amprentează relațiile cu... o efervescență solariană, își va retrage această efervescență, aceste raze, așa, și le va retrage din direcții care până mai ieri păreau confirmate și dintr-o dată această perioadă de crystal clear în care lucrurile se revelează cu o putere aproape apocaliptică, dar profund trezviitoare, leul își retrage, ca să spunem așa, într-o terminologie des folosită în zilele noastre, își retrage ambasadorii. Da? Și da, foarte bine, pentru că într-adevăr nativul sau cel cu profil leu câteodată ai senzația că, dom'le, nu-și dă seama, nu vede pericolul. Merge mai departe pentru nativii fecioară, clar, este o perioadă foarte solicitantă cu patru planete în semn opus. În primul și în primul rând, fecioarele se confruntă cu o realitate, sunt obligați să o vadă, să o constate, să negocieze cu ea, trebuie educate și corectate niște defecte karmice, dar totodată li se și arată zona în care au fost puternici și merită o medalie.
Ei, da, mai mult decât multe alte zodii, chiar trebuie, sunt siliți să se uite în această oglindă astrală și mai mult decât atât. Foarte mult contează pentru nativii Fecioara acum partea aceasta în care trebuie să se pună la punct profesional, muncesc foarte mult nativii Fecioară, parcă se cam sacrifică pentru alții, oricum au un pic de karmă de sacrificiu, dar acum cu Saturn pe casa șasea chiar se sacrifică pentru anumite persoane, destul de fragili energetic, parcă sunt puțin chinuiți nativii Fecioară, însă zona în care pot excela și o zonă care le aduce foarte multe beneficii este acest Pluton pe casa creativității, deci sunt foarte creativ și chiar părerea mea cu Pluton, care este bogătașul zodiacului, puteți să vă gândiți mai mult să speculați această creativitate și să poate chiar să aveți ceva câștiguri în fiecare nativ fecioară în domeniul lui. Deci în domeniul dumneavoastră puteți fi foarte creativi și din această creativitate puteți obține câștiguri semnificative. Avem un Pluton foarte frumos aspectat zilele acestea cu Neptun, cu Soarele, aflate în semnul peștilor, deci iată ce forță pe această creativitate și putere de a și de câștig în zona aceasta. Rămâne însă, repet, Saturnul acesta destul de fragil, el are loc pe o casă, spuneam, a muncii, a sănătății, un Saturn care ne obligă să, vă obligă de fapt să activați în folosul altora. Nu știu, fiecare nativ fecioară sigur cu ce se ocupă, dar la locul noastră de muncă veți constata sau chiar în familie că sunteți puțin pe o karmă de sacrificiu. Avantajați de altfel de Uranus, vom vedea foarte mulți nativ fecioară care intră în mai multe domenii care pot fi foarte productive, deci din punct de vedere financiar ei pot câștiga din mai multe surse. Ce descărcări karmice au fecioarele, Ingrid? Vorbeai despre aceste oglinzi astrale. Cum funcționează dimensiunea oglinzilor? E o dimensiune concretă, reală, spirituală, astrală. Ai senzația că ești extracorporalizat, vezi din afară fapte trecute, prezente, unde poți să ajungi. Nu e neapărat o iluminare, dar te poate duce cu certitudine acolo, pentru că poți să vezi și să nu tragi nicio concluzie pertinentă, să nu vrei să-ți asumi, să spui mi s-a părut, nu e așa, sigur am dreptate. Atenție la tendința fecioarelor în perioada imediat următoare de a crede despre sine că sunt victime în anumite situații. Au atras evenimentele, situațiile pentru care chiar trebuie să muncească ca să le mențină în starea lor de funcționare. Perioada de oglinzi, perioada aceasta de oglindire astrală, tocmai asta le arată, ok, universul te ajută, du la capăt, nu te plânge. Subtitrai acolo că pune și întrebări, își pun și întrebări. Răspunsul este da, trebuie să particip la învergura evenimentelor, proiectelor pe care chiar tu ai creat-o, pe care chiar tu ai declanșat-o cândva, nicio problemă. Universul îți întinde mâna, ești susținut, dar dacă îți pui întrebări de ce eu, tocmai eu, apropo de oglindiri, de oglinzile astrale, pentru că iau da capul fine și vezi cum ai ajuns la acest moment în anumite proiecte, universul te susține, dar nu te plânge, ai intrat singur în acele situații. Ai tot ce trebuie, dar e o trudă, e un travaliu. Revenim după publicitate cu nativii Balanță. Am revenit. Pentru nativii Balanță avem foarte interesant aceste planete care se găsesc tot pe semn de aer, Marte, Venus și Saturn, dau forță, sigur că da, deci vă veți găsi în tot felul de ipostaze în care parcă pe undeva ceva pe nativii Balanță îi atrage către în zona unor acțiuni foarte favorabile, acțiuni de mare forță din punct de vedere financiar. Balanțele au tot felul de idei
Poate nu chiar din prima reușesc ceea ce și-au propus, ar putea să fie nevoie de mai multe discuții până puneți în practică ceva ce vă doriți cu adevărat, dar cu siguranță aveți mare șansă să rezolvați lucruri în care credeți și pe care vi le-ați propus. Acest Neptun, care este destul de confuz pe undeva pentru toată lumea acum, sigur că da, chiar dacă se găsește în domiciliu, apropiindu-se Jupiter de el, crește în forță. Balanțele tot timpul au fost coordonate și guvernate de un soi de confort pe care și l-au dorit foarte mult și pe care pot să-l aibă în această perioadă doar cu condiția să acționeze pe criterii legate strict de sufletul lor, adică este o perioadă foarte nefavorabilă pentru acele balanțe care fac compromisuri și foarte favorabilă pentru acele balanțe care pot risca totul pentru, nu știu, o profesie sau pentru un proiect în care cred cu adevărat, oricât de lipsit de perspectivă ar părea, dacă lor le priește sufletește acel proiect, lucrurile pot lua o turnură extraordinar de favorabilă. Acest soare pe grad anaretic, devitalizarea aceasta de zilele ce urmează astăzi, mâine și poimâine, este o devitalizare care pentru nativii balanță nu este atât de supărătoare, pentru că totuși prin sextilul cu Pluton le atrage atenția că ar putea să intre într-o investiție, să facă o investiție într-o zonă pe care și-o doresc de ceva vreme, poate chiar în plan domestic, pentru că tot timpul le-am spus că este o perioadă favorabilă pentru balanțe să investească în zona imobilelor, în planul acesta legat de imobile și de casă, o casă, un birou și așa mai departe. Deci sunt câteva zile foarte bune pentru a lua decizii în, în zona aceasta. Da, și să nu uităm evoluția sufletului, evoluția spirituală presupune și un habitat al vehiculului fizic în care structurile specifice prin care orice ființă se conectează într-un astral mai mult sau mai puțin cunoscut, mai mult sau mai puțin intuit, aceste structuri își pot îndeplini scopurile conștientizate sau nu de către deținătorul lor, dacă cel care se află, ființa, entitatea umană, într-o zodie sau profil balanță, se află într-un habitat specific elevării spirituale. Pentru că, într-adevăr, dacă o ființă are grija chestiunilor, detaliilor, esențialității care ține de materialitate, deși este semn de aer, deși este foarte bine cunoscut în spiritualitate, deși se spune cel ce deține cheile iadului, balanța este ceea ce deține cheile iadului, iată, aici avem o simbolistică mai mult decât profundă și, într-adevăr, o balanță o putem găsi în, pe o zonă a unui psihologic căzut, dacă ea nu are un confort, dacă ea nu are... Acolo unde confort înseamnă exact confort înseamnă exact decență în prima instanță. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Decență. Dacă balanța, nativul sau cel cu profil de balanță nu-și poate guverna precum un astru, cerul personal, universul personal, iată, o minimă guvernare. O minimă guvernare. Dacă stă cu grija, nu știu, mi se sparge țeava, am auzit o picătură, nu știu unde, sau nu se închide bine o ușă, o fereastră, îi poate da acest confort personal, greșit numit confort, această stabilitate. Vezi tu, oricum trăim vremuri în care stabilitatea, decența pot fi adesea asemuite confortului. Înainte vreme, a deține pur și simplu bunuri și proprietăți care se înscriau într-o decență a unui firesc mai mult decât firesc, era o normalitate, nu era un lucru amintit, pomenit, invocat. Da? Această stare de decență perpetuă și pe care să se poată baza, ei bine, iată, o putem duce cumva în paradigma, într-o exprimare, zonă de confort, stare de confort, balanța, această nativul sau cel cu profil de balanță, este exact acel individ uman care are nevoie ca atunci când calcă pe pământ, să poată simți aerul. Nu e așa că e un paradox, dar dacă
pământul nu este stabil, nu poate percepe niciuna dintre structuri corect, este semn de aer. Să nu uităm că pătrunde în toate tipurile de materialități, percepe imediat, simte, își dă seama, dezechilibre. Și partea mai puțin bună a unei balanțe este că ea, spre deosebire de gemeni, ea poate nu neapărat să cadă din har, dar poate să nu-și poată accesa corect harurile. Da, este o perioadă în care sunt mai mult decât binevenite acele investiții în decența, siguranța personală, dintr-un habitat decent și nu neapărat ceva mai mult decât atât. Da, și mai mult decât atât, aceste patru planete în pește, acum pentru nativii balanță, se găsesc, după cum am mai spus, pe o casă a locului de muncă, foarte multe balanțe, mai ales acum că deja le avem și pe Soare și pe Mercur, chiar dacă muncesc, pentru că este o responsabilitate, este o muncă plăcută și este o muncă care le va aduce foarte mari beneficii. La locul de muncă al fiecărui nativ balanță se află și un îngeraș, se află un factor de protecție, pentru că aici este Jupiter și Neptun, un factor de protecție foarte semnificativ. Cred că de aici poate veni ceva care, cum să spun, ceva care să le aducă în viitorul apropiat o bucurie, un plus, o realizare, plus valoare, un plus valoare, exact. Adică cu siguranță la locul noastră de muncă, sau pot fi colegi, pot fi prieteni, șefi și așa mai departe, există un element care îi protejează. Mergem mai departe pentru nativii Scorpion. Pentru nativii Scorpion este foarte relevant acest Pluton. Pluton pentru că el este guvernatorul dumneavoastră și acum se află pe un grad foarte critic, dar totodată foarte puternic încărcat de aspecte karmice. Și o să vorbim și de descărcările karmice pentru Scorpion. În primul rând, Scorpion au tot felul de călătorii care au componentă karmică, pentru că Pluton este pe casa a treia. Comunicarea este foarte relevantă, este foarte important ce comunicați, cu cine comunicați, prieteniile sunt foarte strânse pentru nativii Scorpion. Mai mult decât atât, acum Marte, Venus și Saturn pe casa a patra, spuneam că trebuie să rezolve nativii Scorpion o situație ușor apăsătoare cu membrii familiei, deci trebuie să se ocupe fiecare unde l-are pe Saturn, acolo trebuie să se ocupe, cum am tot vorbit, la fiecare zodie în parte. Pentru balanță, am spus data trecută, nu recapitulăm de fiecare dată, este pe zona iubirii, cu oamenii apropiați lor, pentru Leu am văzut pe casa parteneriatelor, pentru Scorpion, Saturn acum se găsește chiar pe casa membrilor familiei. Deci, cu siguranță, toți nativii Scorpion au o persoană apropiată, dragă lor, care mai mult ca sigur face parte din familie, de care trebuie să se ocupe. Și este o responsabilitate karmică. Nu putem să-l ignorăm pe Uranus, pe semn opus, care acum și când vorbim despre responsabilitate karmică. Și planul financiar, asta mai vrem să spun, planul financiar este puțin zguduit, zgâlțit de acest Uranus în Taur, dar într-un mod constructiv. Deci cu puțină atenție, Scorpionii pot intra pe karmă, cum se spune, din punct de vedere al investițiilor. Da, și atenție că acorda, nici scuze pentru repetiție, această atenție familiei celor apropiați, nu neapărat trebuie să ne referim la cineva care mai este în acest plan. Pot descoperi că un blocaj din karma personală este pentru că nu a acordat interesul cuvenit unui suflet, o entitate, cineva care a plecat la un moment dat din neam. Și pot constata că, spre exemplu, mergând la Sfânta Liturghie, mergând la biserică, lăsând un acatist, pentru cineva plecat din această lume, la un timp de, nu după foarte mult timp, se rezolvă și chestiuni aparent pentru totdeauna blocate în existența fizică. Da? Deci familia nu înseamnă numai ceea ce se află în vehicul, în trup, în organism, în casă, în mod vizibil. Familia înseamnă foarte mult ce iubiți sau neiubiți. Deci orice ființă care cândva a fost în viața noastră există și va continua să existe întotdeauna într-un fel sau altul. Acest aspect venusian foarte puternic pentru Scorpion înseamnă în prima instanță să-și permită activarea iubirii,
să acorde atenția cuvenită ființelor care pot fi din jurul lor, în primul rând din jurul lor, în această materialitate, pot simți un fel de frustrare în zona lor, pentru că știm, scorpionii nu sunt neapărat, ființe înclinate către a-și arăta cu mare ușurință emoțiile, sentimentele. Ei sunt foarte preocupați de a rezolva, de a face, au o viață în general. Sunt renumiți pasărea Phoenix, nu-i așa? Ei sunt renumiți și asemuiți cu pasărea Phoenix. De multe ori în viață pot fi nevoiți să ia de la capăt sau să trăiască cu lucruri aparent de nerezolvat. Dar poate că ceea ce iubirea luminează, iubirea luminează, da? Atenție, ce lumină se aprinde acolo în interior, ce revelații, da? Ce apostazii, ce... Foarte interesantă este această conjuncție Venus-Marte pe Vărsător, pe casa a patra pentru Scorpion. Această conjuncție poate însemna faptul că în cel puțin aceste zile sunt favorabile pentru Scorpion din punct de vedere al modului în care își petrec timpul. S-ar putea să aleagă să stea cu prieteni sau să petreacă timpul cu prieteni cu care să se simtă precum în familie. Deci, și într-un mediu cald, într-un de vedere cald, exact, vorbind. Dar în continuare, repet, rămâne foarte relevant să țineți cont de acest lucru. Pluton pe grad analitic pe casa a treia, călătorile și comunicarea, discuțiile, contractele. Mulți scorpioni care pot semna contracte care îi leagă pe ani de zile de acel loc de muncă sau plan proiect sau acele persoane. Da, mergem atenție, mai departe pentru nativii săgetători. Pentru nativii săgetători și pentru dumneavoastră, foarte, foarte relevant, relevante aceste